În video de astăzi o să devenim regele bestiilor Kaido. Dar nu este chiar așa ușor cum sună. Pentru a deveni Kaido o să avem nevoie de 3 lucruri. Primul lucru de care avem nevoie este arma lui care se cheamă Hasakai și din fericire există în Bloxfruit și se cheamă Iron Mace-ul. Al doilea lucru de care avem nevoie este haina lui de pe spate, care nu numai că are un drop chance de 1,5%, dar bossul de la care poți primi haina asta are doar 33% șansă să se spawneze pe timp de noapte. Și ultima cerință și cea mai grea pentru a deveni Kaido este să deblocăm culoarea neagră pe fructul dragon, care o poți debloca numai și numai dacă ai mastery 600 pe el. Ok, băieți, cred că acum o să putem face rost de dragon, că dacă ne uităm aici, din păcate nu avem dragonul, dacă găsesc. Am 4 leopardi, 3 douri, am 3 venom, dar nu am dragon, nu știu de ce, habar n-am de ce n-am dragon. Deci, trade-ul este simplu, eu îi dau un leopard, pentru că nu pot să adaug altceva. Adaug atunci un leopard și adăugăm și un quake. Tot nu-i destul, mi-e rău. Diamond. Asta este trade-ul pentru un spirit dragon și control. Eu zic că e destul de egal, trade-ul nu prea e nici win, nici lose, părerea mea. Și acum, băieți, în sfârșit, what the fuck, ăsta dansează pe masă. Acum, dacă mergem aici, avem în sfârșit dragonul. Dar nu-l mâncăm acum. Ce facem? Mergem aici la port. Ok, dăm store. Și primul pas este să devenim Kaido. Deci, revenim după ce mi-am făcut caracterul să arate ca Kaido. Ok, băieți, avem o mică problemă pentru că apar, deci mi-am făcut caracterul așa și dacă mergem acum pe Bloxfruit, atunci arată caracterul nostru așa. What the hell? Oh my god. Da, habar n-am ce pot să-i fac, deci nu pot să-i fac, cred că, absolut nimic ca să rezolv chestia asta. Deci, ideea mea este să-mi scot fața și pur și simplu să-i pun barba. Bro, cum arată? Cred că arată mai Caterinca, așa, nu știu. Voi ce vreau aveți? Așa, acum primul lucru care trebuie să-l facem este să venim aici pe prima mapă. Și unde trebuie să ne ducem noi este, dacă ne uităm aici pe mapa asta, noi trebuie să ajungem pe mapa asta de level 30. Dar ca să-mi fac viața un calmar și să nu fie cel genul ăsta chiar așa ușor, ne punem să mâncăm acum dragonul. Dăm aici eat. Și mâncăm fructul să nu ne fie așa ușor să ajungem până acolo. Opa, am mastery 210, deci din fericire pentru mine am flight-ul, nu trebuie să fac mastery. Cred că insula din față e insula pe care trebuie să mergem. Așa, am venit aici și aici ar trebui să fie pe undeva un dealer de arme. Așa, vorbim cu ăsta și luăm de aici Iron Mace-ul. Dăm purchase. Și acum, băieți, în sfârșit avem și arma lui Kaido. Mergem aici la items, Iron Mace. Și acum, din câte vedeți, avem Iron Mace-ul, asta este arma lui Kaido, cel puțin arată ca ea. Ok, mergem acum, dacă mă înșel în direcția asta, ar trebui să fie barca aia pe care se spawnează boss-ul. Nu este noapte, dar ideea mea care este să farmez mai repede Blue Spiky Coat-ul este, pur și simplu să ne ducem pe barca aia și după ce suntem pe barca aia, de fiecare dată tot schimbăm serverul până dăm de boss-ul ăla care ne dropează Blue Spiky Coat-ul. Ok, băieți, trebuie să mergem numai în față și ajungem la barcă. Bă, dar flight-ul ăsta la dragon nu e chiar așa lent. Mă așteptam să fie mult mai lent decât îi da, îi destul de rapid. Ok, în sfârșit am... What the... Bro, m-a dat afară. Bro, m-a dat afară din barcă. Ăștia cred că au ceva cu Kaido. Ok, dubla 2. Ok, m-a băgat acum. What the fuck. Punem aici spawn point-ul. Și pur și simplu schimbăm serverele până găsim un server pe care îi NPC-ul de care avem nevoie. Ok, băieți, 20 minute mai târziu am găsit în sfârșit un server care chiar are boss-ul spawnat. Nu știu de ce e atât de greu să găsești un server pe care să găsești boss-ul ăsta, dar l-am găsit în sfârșit, 7 ani mai târziu. Ia vină mai aici, mă. Ia de aici, combo. Opa, opa, opa. Băieți, e low boss-ul, dar și noi suntem low. Mâncați-e și mai avem 2500 HP. Lovitura de grație? Nu e lovitura de grație, acum e lovitura de grație. Nice. Bro, mi-a dat Hellfire Torch. Ăsta cred că e 1% șansă să te dea pentru rasa de ghoul. Și mi-a dat Hellfire Torch și nu mi-a dat Spiky Coat-ul. 20 minute de schimbat serverele să-mi dea Hellfire Torch. A, jocul ăsta mă urăște. Pur și o să schimb pur și nu mai departe serverele până găsim iară boss-ul. Oh, low, bro. 10 minute mai târziu, băieți, am găsit încă un server pe care există boss-ul ăsta, Curse Captain, pe care putem să-l batem. Sper că de data asta să-mi dea plus Spiky Coat-ul. Dacă nu mă supăr, o să scriu acolo un eseu de 10 pagini la Bloxfruit că o să ne simțiți că nu-mi dau Blue Spiky Coat-ul. Oh, ce combo i-am dat!
Oh, what the fuck? Să spună și frug random? Cred că știu ce facem după ce-l batem pe Curse Captain. Dacă ar muri și ăsta odată. Panorama asta. Bam! Lovitura de grație! Ok, nu ne-a dat, dar mă duc acum să vedem ce frug random e. Să fiu puțin mai fericit dacă tot nu ne dă aia. Bă, nu m-aș supăra dacă jocul ar vrea să-mi dea un dragon. Că deja am pierdut un dragon. Deci dacă mi-ar da un dragon extra, ar fi genial. Oh, what? Mi-a dat spiritul. Holy shit, nice. Bă, nu mă supăr, am primit spiritul. Deci e destul de mișto. Dar acum trebuie să ne ducem înapoi la Curse Ship. Ok, băieți, puteți să scrieți în comentarii că sunt prost. Cred că o să scriu și eu în comentarii că sunt prost. Dar dacă ne ducem aici la items, aparent am deja Blue Spiky Coat. Deci, am stat jumătate de oră să tot schimb servere și să bat boss-ul ăla. Dar eu aparent aveam deja Blue Spiky Coat. Deci până acum am farmat aiuria. Ok, deci din câte vedeți avem Mastery 232. Nu-i rău, dar nu-i nici cel mai bun lucru din lumea asta. Deci ce facem acum este mergem pe map 3 și farmăm acolo boss-ii până avem și noi măcar transformarea. Și după aia dăm aici un mic showcase. Și după aia farmăm boss-ii pe map 3 până facem și noi Mastery 600. Așa, salut capitane, trebuie să vorbesc cu tine să mă duci de aici că nu mai suport mapa asta. Mersi. Ok, băieți, acum suntem pe map 3. Din fericire am pus pe cineva să stea pe serverul privat ca să nu se despawneze boss-ii. Deci primul boss e, dacă nu mă înșel aici, ar trebui să fie Stone. Mergem aici în față să îi dăm aici o vizită lui Stone. Salut Stone, nu te mai văzut de mult, dar îmi pare rău, dar am nevoie de masterul tău. Bam, bam. Oh, dar dă ceva damage nebunul. Ok, nu știu de ce folosesc Godfumor. Mai bine foloseam Sanguino să-mi iau și eu HP înapoi. La Stone nu cred că e problemă, dar dacă ne batem cu Big Mom nu cred că am vreo șansă. Ok, ia vreau să-l bat acum cu Iron Mace-ul ca să facem rost de măcar a doua abilitate. Nu neapărat să facem 600 mastery. Bro, cât de low poate să fie? Bro, încă primez mastery. Dăm aici un mic showcase la Iron Mace. Avem aici M1-urile. Ok, ok, destul de șmecher. După aia avem Z-ul. Ok, mai avem X-ul. Oh, shit, destul de șmecher. Ok, în sfârșit am ajuns la Kilo Admiral. Salut, doamnă. Par, dar trebuie să-ți dau bătaia. Am nevoie de masterul ăla, bro. Ok, și lovitura de grație. Bam. Mi-a dat 8 mastery, bro, am abia 240. Ne mai trebuie 10 mastery și avem mastery 250 și primim următorul skill. Cred că mă duc la Big Mom, cred că e cea mai aproape de aici. Ok, acum suntem la Big Mom, cred că o să-mi iau bătaie, dar o să-mi iau bătaie grav. Salut Big Mom, ce mai faci? Știi că-ți nemaleaz, nu? Gen, ai caliat firai tu să fii băgamiaș. Iau de aici, mamă ce combo i-am dat. Bro, mai am numai 4500 HP. Am dat pe lângă el, nu cred așa ceva. Oh, low, bro. Bro, trebuia să folosesc sanguinul, de ce n-am sanguinul? Bro, sunt atât de low, sunt atât de... low. 500 HP, te rog eu frumos. Te rog eu frumos, că nu ți-am făcut nimica. Bro, nu mai moare, așa, aolo. Nice, nice, ok, acum în sfârșit avem al treilea skill. Să vedem ce face al treilea skill. Ok, 5000 damage. Ok, acum ne ducem la Sea Castle, că de acolo putem să ne ducem și pe Hydra Island, putem să ne ducem și pe Turtle Mansion, putem să ne ducem peste tot unde vrem. Nu cred că mai există alt boss, cred că mai ne lipsesc 4 boss. Așa, în sfârșit am ajuns la Sea Castle. Acum, cred că prima dată o să mă duc la Hydra Island, fucking no. O batem pe Boa Hancock. Salut! Bro, mi-a dat stun din aer. What? Ok, lovitura de grație. Sau nu? Mastery 263. Mergem aici, după aia mergem celălalt portal. Hai fraiere, hai fraiere, vin aici. What? Prin zid odată. Stai că s-a enervat. Please mori odată. Nice, Mastery 271. Dăm și noi așa un reset pentru că avem 2 HP. Ia să dăm aici un fruct random, să vedem ce ne dă. Alright, random fruit, bye. Habar n-am, nu știu ce se întâmplă, dar avem un noroc pe videoul ăsta. Deci prima dată am primit spiritul care a fost pe jos, acum am primit portalul. Dacă vrei și voi să aveți noroc de genul, apăsați butonul de like, că altfel primiți numai rocket-uri toată viața voastră. Mergem aici la Longma. Aoleo, bă, dar durează mult să faci transformarea pe dragon. Ok, băieți, lovitura de grație, bam, avem Mastery 280. Ok, singurul boss care mai știu că există pe map 3 este Beautiful Pirate, care e aici. Problema e că nu știu dacă să putem să-l batem. Cred că îmi trebuie sanguino, deci cred că o să mă bată. Ok, până acum o ducem bine, o ducem bine.
Bro, încă nu i-am bătut prima viață a lui. Aolo, aolo, și-a dat awaken, mâncați-aș, bro. Ia mai mă, că nu mi-e frică de tine, ce naiba. Holy shit, suntem atât de low, bro. Stai acolo, nu te apropia de mine. Nu te apropia, bro. Shark Vapor. Nice, 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 nice. Ok, acum nu cred că mai are cum să ne bată. Acum avem Shark Vapor, nu mai are nicio șansă. Ia de aici, mă, Panaramo. Ia de aici, bă, urâtule, bă. Ok, și acum lovitura de grație. De ce l-au făcut pe ăsta atât de OP, nu știu. Avem Mastery 287, ne mai trebuie puțin și avem 300. Sorry, am avut niște ajutoare aici. Ne mai trebuie numai 2 Mastery și avem în sfârșit transformarea. Deci, ultimul boss de care avem nevoie este Stone. Ar trebui, după ce îl batem pe Stone, să avem destul Mastery, dar nu sunt sigur. Și lovitura de grație, bam! Acum, în sfârșit, avem transformarea, băieți. Apăsăm pe V să ne transformăm și... Oh my god! Dragonul, din păcate, este numai verde, dar o să facem rost de toate culorile la dragon. Dăm aici un mic showcase să vedem cum arată abilitățile. Prima dată avem Z-ul. Ok, cam același lucru. După aia avem X-ul. Oh my god! Și după aia avem Q-ul. Oh my god, bro, what the fuck? Arată prea șmecher și fu nu face absolut nimic. Deci, tehnic avem numai 3 abilități cu care putem da damage, dar în sfârșit acum avem transformarea. Dar acum, băieți, următorul pas este să facem rost de culorile de la dragon. Deci dacă ne uităm aici, verde, albastru și roșu este deblocat la level 1, deci nu trebuie să facem nimica. După aia portocaliu este la Mastery 100. După aia Mastery 200 este mov. La Mastery 300 avem maro. Acum următoarea culoare de care avem nevoie este galbenul, care este la Mastery 400. După aia vine alb la 500 și după aia negru la 600. Deci ultima culoare de care putem face rost este negru la Mastery 600. Deci hai să vină grindul. Din câte vedeți avem Mastery 397. Ar trebui în teorie, dacă batem acum pe Cabbage, pe Beautiful Pirate asta, avem în sfârșit Mastery 400 și dacă avem Mastery 400 primim o nouă culoare care este culoarea galbenă, dacă nu mai înșel acum e verde, da, e verde. Deci acum dacă îl batem pe ăsta, bam, ia de aici, oh my god, vă vezi că e agresiv ăsta. Voi n-aveți idee ce diferență mare e să aveți sanguinul pentru format, e oribil să faceți cu Godiman sau ceva, pentru că cu sanguinul puteți să vă luați HP-ul înapoi, e destul de ușor. Am dat pe lângă, eu nu cred așa ceva, mă bate, hai fraiere. Eu nu cred așa ceva că m-a omorât, bro. Uite și tu unde m-a spawnat, hai de capul meu, băgam așa. Dubla 2. What? Nu și-a făcut HP-ul? What? Ia mă de aici. Și acum avem Mastery 400, ia să ieșim de aici. Și acum dacă ne transformăm ar trebui să avem culoarea galbenă. Ba nu. What? Nu știu unde sunt culorile, pe unde trebuie să mergi cu dragonul ca să schimbi culoarea. Cred că aici în spate, dacă nu mă înșel. Nu aici, bro, what the fuck? Unde sunt culorile de la dragon? De unde le schimbi? Bright yellow. Deci asta e ultima culoare care putem să o schimbăm. Astea toate le-am deblocat deja. Și acum dacă ne transformăm iar în dragon. Oh my god. Ia s-o schimba și culorile la astea? Dar nu cred. Dar văd că s-a schimbat culoarea de la aripi. Deci e destul de șmecher. Măcar se schimbă și aripile astea mici. Dragonul chiar e fun. Am dat niște PvP-uri cu dragonul. Chiar e fun, dar nu-i prea caterincă dragonul să farmez cu el. Ok, băieți, o zi mai târziu de farmat din câte vreți aici, dacă ne uităm la dragon, avem Mastery 521. Și dacă mă transform acum în dragon, uitați-vă aici și voi. Oh my god. Avem culoarea albă. Mai trebuie 79 de Mastery și avem și ultima culoare care este culoarea neagră. Mergem pe aici să luăm barca, ne ducem pe insula Big Mom de Cacao și farmăm acolo până avem, până se spawnează boss și după aia mergem la boss. Insula de Cacao ar trebui să fie asta din față. Ajungem și noi imediat acolo. Așa, în sfârșit am ajuns și noi pe insula de Cacao. Acum pur și simplu ce am făcut ieri toată ziua să farmez Mastery. Îi adunăm pe toți aici și după aia dăm puțin cu sanguin artul, să-i facem mai low și după aia dăm pur și simplu abilitățile la dragon. Mastery 522. Chiar nu-mi dau seama de ce vreți să vedeți cum sufăr eu farmând pur și simplu toată ziua non-stop. Dar voi l-ați luat pe Kaido, deci îl facem pe Kaido. Ok, fără boss chiar durează mult. Faci Mastery, bro. Bro, de ce simt pisiule buguite? Uite și tu ăla e în pământ, mâncat aici.
Nice. Avem acum master 549. Am făcut cred că 20 de master în 20 minute, ceva de genul. Ia să vedem dacă s-a spawnat Big Mom sau nu, dar am impresia că nu s-a spawnat, pentru că a trecut numai 15 minute, ceva în genul. Nope, nu i-a spawnat. Facem așa atunci. Facem master 550 și după aia dacă nu-i Big Mom spawnat nici până atunci, atunci trebuie să mergem la port, că la port se spawnează primul boss, cred că e deja spawnat. Ăsta nu a murit, bro. Am numai 3 abilități de damage. Așa, băieți, din câte vedeți avem masa 550 acum. Acum mergem la Big Mom să vedem dacă e spawnată sau nu. Nu e spawnată. Planul atunci este simplu. Dăm aici home, mergem aici și începem pur și simplu cu portul. Cred că e cea mai bună idee. Mergem aici iar la Stone să-i dăm o vizită. Cred că deja mă jur ăsta că l-am vizitat de vreo 70 de ori numai cu dragonul ca să fac masterie pe dragon. Salut, Stone, îmi pare am nevoie de masterie tău, bro. Mergem după aia la o cafă după asta, nu? Avem master 551, am făcut un singur mastering. Spawnată, nice, nice, nice. Salut, Island Empress. Îmi pare rău, dar cam am nevoie de masterul tău. Opa, opa. Bă, știu că mă placi, dar I'm sorry, dar Skydo. Așa, ne trebuie iară barca. Și acum mergem pe Great Tree. Problema e că am impresia că pe Great Tree nu-i spawnă boss-ul. O, e spawnat. Deci ipoteza mea este greșită. Sau s-o spawnă și Big Mom în timpul ăsta cât timp am format. Așa, și... dă-mă master-ul așa, 554. Cam regret că m-am dus de pe Cacao Island, că îmi primesc cam puțin master-i. Acum singurii boși care mai ies pe map 3 is Big Mom și cei 3 boși de pe Turtle Island. Deja o dă personal. Uite și tu, bro, că dă numai aia. Bro, și what the fuck e asta? Uite și tu, deci dă numai flame-ul. Deci nici măcar nu încearcă să dea cu laserul ăla. Nice, 557. Aia, bro, cât de greu să face master-ul. Așa. Bam, 558, bam, 560, așa, îi adunăm pe toți aici și pur și simplu continuăm iar farmul de 7 ore jumate pentru Mastery 600. Mai trebuie numai și numai 30 de Mastery și avem în sfârșit dragonul full. Ok, băieți, avem Mastery 592, ne mai trebuie numai 8 Mastery și avem în sfârșit ultima culoare, care este culoarea neagră pe Dragonfruit. Și dacă aud o singură persoană în comentarii că zice, da, n-ai făcut Mastery 600 pe Iron Maze, n-ai terminat challenge-ul, cine scrie aia, mă jur că o să aflu unde stați și o să vă fur toți robuxii. Ok, 593 avem. 599! Un singur master ne mai trebuie. Un singur master și am terminat. Ok, NPC-urile astea acum ar trebui să fie destul să avem master 600. Master 600! Ok, acum mergem la Turtle Mansion, venim aici. Deci, luăm culorile la rând. Avem mai întâi verde. A, ăsta-i verdele. Destul de nice, arată șmecher. După aia, avem albastru. Ok, arată destul de șmecher. N-arată rău, arată ce mai șmecher de până acum. După aia avem roșu. Ok, ok, arată ciudat ăsta. După aia avem portocaliu. Bro, arată literalmente identic. N-ai cum tu să-mi zici că ăsta e portocaliu sau să iau daltonin sau I don't fucking know. După aia avem mauve. Ok, ok, arată destul de șmecher. N-arată rău, dar până acum cred că mi-a plăcut cel mai mult albastrul ăla. Nu știu. Ok, ăsta e maro. Nu cred că o să-mi placă. Ăsta cred că o să-mi placă cel mai puțin, dar nu prea. Acum următoarea culoare e galbenul. Ok, arată destul de șmecher, dar până acum cred că tot cel mai mult mi-a plăcut albastru. După aia avem albul. Ok, 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 n-arată rău. Și acum, pentru ce am așteptat atât de mult timp să facem Mastery 600, este negrul. Ce? Oh my god! Oh my god! Arată genial. Mi se pare mie să arată puțin albastru. Dar astea sunt absolut toate culorile de la Dragon Fruit. Dacă v-a plăcut videoul ăsta și mai vreți să vedeți video de gen, apăsați butonul de like. Și dacă vreți să mai devin alt caracter pentru 24 de ore, scrieți în comentarii ce caracter să devin și ne revedem data viitoare. Pa, pa!